Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, aflăm cum a încercat Moldova să iasă din Unirea Principatelor Române, insurecția armată din 3 aprilie 1866. Este un documentar după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Abdicarea lui Cuza. În noaptea de 23 februarie 1866, domnitorul Alexandru Ioan Cuza este silit să abdice în urma unui complot boieresc sprijinit de armata română. Complotiștii au primit numele de Monstruoasa Coaliție, fiindcă din ea făceau parte toate curentele politice din acea vreme. Nu insistăm asupra motivelor, ci asupra ce a urmat după abdicare. Cert este că tot Iașiul a primit cu bucurie vestea detronării. Se spune că a fost mare veselie pe străzile Iașiului, fiind organizate mai multe chefuri populare. Armata înconjurase palatul lui Cuza ca să fie sigură că acesta nu fugea. Singurii care l-au regretat pe Cuza au fost doar țăranii care nu uitaseră că primiseră pământ în urma legii agrare emise de Cogălnicianu și contrasemnată de Cuza. Însă, tot în același timp, la Iași se pregătea o altă mișcare îndrăzneață la conducerea căreia se afla Biserica Ortodoxă Moldoveană, în frunte cu mitropolitul Calinic Miclescu și familia Roznovanu. După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, moldovean, principe al României, existau zvonuri că în fruntea statului urma să fie adus un principe străin. Și așa era, fiindcă marile familii boierești din întreaga țară nu se înțelegeau asupra numelui viitorului domn, fiecare familie având propriul candidat. La auzul acestei vești, curentul antiunionist din Moldova, deja puternic în acea perioadă, a prins și mai mare ecou la Iași, vechea capitală a Principatului Moldovei. Astfel au început să aibă loc tot felul de manifestații și adunări în care tot mai des se auzeau expresii de genul „Jos Unirea”, „Vrem domn moldovean” sau „Nu mai vrem să fim dăscăliți de țigani, nu mai tolerăm ca muntenii să conducă Moldova, să se întoarcă de unde au venit”. Astfel, la Iași, situația stătea pe un butoi de pulbere. În locul lui Cuza a fost instituită o locotenență domnească, formată din lascăr Catargiu, reprezentant al Moldovei și al conservatorilor, general Nicolae Golescu, reprezentant al Țării Românești și al liberalilor, și colonelul Nicolae Haralambie, reprezentant al armatei. Această locotenență a condus principatele până pe 10 mai 1866, când prințul german Carol a acceptat tronul. Butoiul de pulbere ieșean. În atmosfera încordată creată prin abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, proclamația locotenenței domnești din 30 martie 1866, privind organizarea unui plebiscit pe durata a 7 zile, în care românii să răspundă cu da sau nu, dacă sunt de acord cu alegerea lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen ca domnitor al principatelor, conduce la reaprinderea flăcării antiunioniste din Moldova și care s-a transformat rapid într-o mișcare separatistă de secesiune. Mișcarea secesionistă era susținută public, dar și financiar, de Rusia și Turcia, țări care susțineau ideea separației celor două țări românești, pe motiv că acceptaseră unirea doar pe perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Austria adoptase o atitudine oarecum neutră, iar singura mare putere care mai susținea unirea rămăsese doar Franța. Dar Bucureștiul nu vedea separatismul ieșean cu ochii buni și la Iași este trimis un regiment muntean alături de un comisar special cu puteri depline. Mai mult, ca prefect de Iași, este numit un muntean, Ștefan Golescu. Însă aceste măsuri erau privite de ieșeni ca instigatoare, la fel ca și venirea lui Alecu Golescu și Alexandru Lahovari, ca agenții de propagandă ai Bucureștiului. Cei doi sosesc la Iași în ziua de 1 aprilie 1866, iar pe 2 aprilie a început plebiscitul în întreaga țară, în Muntenia și Moldova. Însă, chiar în a doua zi a plebiscitului, la 3 aprilie 1866, la Iași a izbucnit ceea ce s-a numit Mișcarea Separatistă de la Iași. Familia Roznovanu și complotiștii.
În organizarea tentativei secesioniste din 3 aprilie 1866, un rol principal l-a avut familia boierească Roznovanu, familie filorusă, din rândul căreia urma să fie proclamat Nicolae Roznovanu ca domn al unei Moldove separată de Muntenia. Nicolae Roznovanu era însă un tânăr nepregătit și chiar puțin cam retardat. Nici nu vorbea bine românește, dar era susținut 100% de Rusia țaristă. Din complot mai făceau parte și Costache Moruzi, ginerele Marghioliței Roznovanu, cu legături strânse cu diplomația rusă, și fratele său Alexandru Moruzi. Printre capii complotului s-au mai numărat și mari boieri Nicolae Șuțu, Teodor Boldur Lățescu, Nicolae Istrati, dar și Gheorghe Asachi sau scriitorul Ion Creangă. Alături de separatiști s-au aciuat și burghezii din Iași, care pierduseră afaceri datorită mutării capitalei la București. Se mai adăugau și nostalgici moldoveni, foști unioniști, care s-au supărat pe domnii de la București că au înlăturat pe moldoveanul Alexandru Ioan Cuza de la domnie. Un rol aparte îl joacă acum și Mitropolia Ortodoxă a Moldovei. Dacă înainte de 1859 a fost unionistă, acum o parte din clerici, în frunte cu un alt preasfințitul Calinic Miclescu, devin separatiști pe motivul desinvocat că un principe străin de religie catolică va leza biserica și majoritatea ortodoxă. Fruntașii moldoveni au întocmit un document prin care nu acceptau pe prințul Carol și cereau ca Moldova să aibă îndrumare și guvernul său, fără niciun amestec cu Valachia. Restul populației, cea obișnuită, dar și cei mai mulți boieri, erau împotriva desfacerii unirii. Duminica Tomii. Mulți ieșeni au venit la slujba religioasă de la Mitropolia Iașiului din 3 aprilie, fără să știe ce se pregătea pentru acea zi. Imediat după slujba de la Mitropolie, ținută de către Mitropolitul Calinic Miclescu, Nicolae Roznovanu ține un discurs prin care anunță începerea insurecției și ieșirea Moldovei din Unire. Numai că tânărul ține discursul în limba franceză și nu are deloc priză la public. Atunci a intervenit însuși mitropolitul, care, fiind susținut de oamenii mahalalelor ieșene ciurchi, păcurari și frumoasa, iese în curtea mitropoliei, însoțit de un alai impresionant de clerici, și se îndreaptă spre palatul administrației și acolo ține un discurs furibund și declară desprinderea Moldovei din unirea cu Muntenia. De asemenea, mitropolitul anunță și numirea lui Nicolae Roseti Roznovanu ca domn al Moldovei. Oamenii roznovenilor au instigat mulțimea să strige «Jos unirea, jos prințul străin, trăiască Moldova!» Și în acel moment, mitropolitul Calinic Miclescu a ieșit cu crucea în mână, a aprobat declarația separatistă, a binecuvântat separatiștii și le-a cerut să ia cu asalt Palatul Administrativ, în prezent Palatul Culturii, unde se aflau membrii locotenenței domnești. Separatiștii se așteptau să li se alăture toată populația Iașiului, ceea ce nu s-a întâmplat. Surse oficiale povestesc că inițial au participat între 500 și 1000 de oameni. Reacția Bucureștiului. Puterea de la București, aflând din timp de aceste pregătiri de secesiune, a trimis la Iași trupe conduse de Lascăr Catargiu și de generalii Carol Davila și Alexandru Golescu. Atunci când alaiul mitropolitului Calinic Miclescu, format din circa 1000 de locuitori ai Iașiului, au încercat să ocupe Palatul Administrativ, au fost întâmpinați de soldații munteni. Un batalion bine instruit de soldații munteni îi aștepta deci pe protestatarii la Palatul Administrativ. La început nu s-a dorit a se face uz de armă, apoi însă după îmbulzeala cu soldații s-a tras în plin. Conform cifrelor consulare franceze, au căzut în confruntări circa 150 de răsculați. În piața centrală și pe ulița mare a fost o adevărată baie de sânge. Lascăr Catargiu și Nicolae Golescu strigau la soldați: ucideți-i pe moldoveni, ucideți-i pe ieșeni, căci ei sunt cuib jidovesc și nu doresc unirea. Mitropolitul salvat de Ion Creangă. Însă și mitropolitul Calinic Miclescu a fost rănit în această încleștare sângeroasă.
și a scăpat cu viață datorită unui grup de preoți conduși de Ion Creangă, care l-au cărat în brațe și l-au ascuns într-un butoi dintr-o pivniță a unei cârciumi numită La Anghel. Puțini români și-ar fi putut imagina vreodată că jovialul scriitor Ion Creangă, diaconul răspopit, prieten al lui Mihai Eminescu, cel care destindea atmosfera la Junimea, ar fi putut fi un reacționar și un antiunionist. Chiar George Călinescu, în studiul său Viața și opera lui Ion Creangă, a dezvăluit o latură necunoscută și întunecată a celui poreclit Popa Smântână. Călinescu afirmă că, în fapt, Ion Creangă era un naționalist, dar nu român, ci un naționalist moldovean. Acesta îi disprețuia pe munteni și pe olteni, iar la ardeleni nici măcar nu se gândea, aproape că îi considera imperialiști. O proastă opinie despre munteni este vădită în corespondența lui Creangă. Diaconul, ca om de la munte, are silă de tot ce nu e moldovenesc și iubire de regiune, scria George Călinescu. În aceste condiții, Creangă era un declarat antiunionist, dornic de o despărțire a principatelor române. Scriitorul își dorea o Moldovă independentă ca în vremurile voievodale. Creangă era un activist înfocat, luând cuvântul oriunde avea ocazia, expunându-și în principal concepțiile antiunioniste. Când vorbea acesta, se înflăcăra auditoriul cumplit, toți perorau deodată, talentul său oratoric infecta întreaga adunare, astfel încât în tot timpul când avea cuvântul, părintele luau fără autorizație cuvântul cu toții, scria Gazeta de Iași. Scriitorul a participat activ alături de gloatele din Mahalale și de boierii separatiști la cea mai importantă mișcare antiunionistă din Moldova, imediat după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. Este vorba despre acțiunea pusă la cale de familiile de boieri moldoveni Moruzi și Roznovanu. Cât despre salvarea mitropolitului, George Călinescu nota: mitropolitul Calinic, urmărit de stăpânire, e scăpat de la moarte de cei doi diaconi, care îl ascund în chip grotesc sub un poloboc din pivnița crâșmei lui Stihi de la Sfânta Vineri. Dovadă că revoluția o făceau mai mult bând. Arestările post-insurecție. După înăbușirea în sânge a tentativei de secesiune, a urmat arestarea lui Nicolae Roznovanu, a mamei sale Marghiolița, și a celor care s-au considerat a fi capii acestei revolte. Toată acea înspăimântătoare noapte care a urmat a fost o urmărire a răzvrătiților prin casele cartierelor ieșene și arestarea lor. A fost găsit și mitropolitul rănit și dus la spitalul Spiridon, după care a fost arestat. Astfel, Nicolae Roseti Roznovanu și mitropolitul Calinic Miclescu, împreună cu 200 de protestatari, sunt arestați. Dar capul din umbră al mișcării care finanțase separatismul, Constantin Moruzi, scapă, se ascunde la consulatul rus și fuge apoi în Rusia. Și ca o ironie a sorții, diaconul Ion Creangă va fi răspopit mai târziu chiar de către cel pe care l-a salvat, sub motiv că merge la teatru, că poartă o ținută nepotrivită și că trage cu pușca după vrăbii în locuri nepermise. Mai mult, ministrul Cristian Tel îl concediază pe Ion Creangă din învățământ ca o consecință a înlăturării sale din structurile bisericești. În realitate, printre cauzele îndepărtării lui Creangă din preoție, mai sunt și cele referitoare la implicarea acestuia în luptele politice ale vremii sale și a faptului că mitropolitul, Laș, trebuia să se desolidarizeze de toți participanții la revolta separatistă. Negocieri, grațieri și un plebiscit. Locotenența domnească evită să acuze public Rusia de implicare în mișcarea separatistă, deși erau dovezi clare care îi incriminau pe țariști. În schimb, locotenența domnească cere Rusiei să-l predea pe Constantin Moruzi. După câteva zile, complotiștii sunt eliberați în schimbul acceptării înfrângerii. Singurul complotist care continuă propaganda secesionistă rămâne Teodor Boldur Lățescu, care se încăpățânează să mai scoată broșuri cu accent separatist și să publice articole nostalgice despre Moldova străbună voievodală. Între timp, la Iași, plebiscitul organizat de guvernul muntean
a fost un real succes și pe 8 aprilie s-au acordat 952 de voturi pentru Carol I și doar 6 împotrivă. Dovadă că mișcarea separatistă nu a avut totuși o bază socială și intelectuală de masă. Iar victoria unionistă din adunarea ad hoc de la 1858 s-a prelungit și peste iluzoriul incident separatist de la 3 aprilie 1866. Primul act oficial semnat de prințul Carol, datat pe 10 mai 1866, a fost grațierea mitropolitului Calinic Miclescu, urmată de iertarea celorlalți complotiști moldoveni rămași în țară. Aceștia și-au înțeles greșeala, iar Nicolae Roznovanu, după ce a fost grațiat, a reintrat în politică, dar cu ambiții mai modeste. Nu se mai visa domnul Moldovei. S-a mulțumit să fie doar consilier municipal în Iași în 1868 și pe urmă deputat, iar în războiul de independență a luptat cu vitejie și curaj, punându-și viața în slujba României Unite. Intelectualitatea ieșeană. Scriitorul Ion Creangă a fost unul dintre reacționarii epocii sale, dar și un caz singular. Și este curios faptul că cel mai bun prieten al său, poetul Mihai Eminescu, a fost unul dintre marii unioniști ai țării. Se știe că intelectualii români din secolul al XIX-lea au contribuit decisiv la unirea principatelor române de la 1859, dar și la consolidarea poziției române pe plan european prin aducerea pe tron a principelui german Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen și printre unioniștii de seamă s-au numărat oameni de cultură importanți, precum Vasile Alexandri, Iacob Negruți, Cea Rosetti, Titu Maiorescu și Mihai Eminescu, cel care visa încă din anul 1870 la unirea Transilvaniei cu Muntenia și Moldova. Ce a rămas după insurecția ieșeană? În primul rând, adevărul că Rusia nu dorea o Românie unită și puternică, dovadă că mai târziu a și ciuntit-o, răpindu-i sudul Basarabiei, județele Cahul, Ismail și Bolgrad. Și fiindcă tot Rusia este cea care a finanțat prin agenții săi și a provocat revoltele țărănești din Moldova de la sfârșitul secolului al XIX-lea, culminând cu răscoala din 1907. În al doilea rând s-a demonstrat duplicitatea clerului ortodox, care dorea o alipire de Rusia și nu o Românie unită. Dar, ca întotdeauna, nu complotiștii au plătit, ci oamenii simpli care au murit împușcați pe străzile Iașiului. Cifrele morților se învârt între 100 și 200 de oameni. Și, în final, ca ironie a sorții, capul răutăților, mitropolitul Calinic Miclescu, a ajuns patriarh al României. Și nu mai înjura Muntenia și pe Carol I, ci, din contra, îi ridica acestuia din urmă adevărate ode și osanale. Parșivă este uneori istoria. Dragi prieteni, mulțumim lui George Hodorogea pentru materialul trimis și vouă pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim numai bine până data viitoare, pe curând!